Filmul începe, iar noi suntem duși în Brooklyn, unde îl vedem pe Larry mergând la mașina sa și descoperind că i-au fost blocate roțile. Apoi aleargă la prietenul său pentru a-l întreba unde este fiul său Nick. Prietenul său îi spune că noul iubit al fostei sale soții l-a luat acasă. Larry se întoarce la casa fostei sale soții, doar pentru a-i dezvălui că s-ar putea să fie evacuat în curând și să se mute în Queens. Apoi îl duce pe Nick să joace hockey pe gheață. După ce se termină meciul, se plimbă în parc, iar Nick îi dezvăluie că nu mai vrea să fie jucător de hockey, ci un trader de obligațiuni ca prietenul mamei sale. Nick îl întreabă dacă într-adevăr se mută din nou, iar Larry se simte foarte rău pentru fiul său și continuă spunând că își va găsi un loc de muncă pentru a nu fi evacuat. Scena se schimbă apoi cu Larry la un birou de angajare. El este intervievat de o femeie care ar putea să-i ofere un loc de muncă undeva. Ea îi spune lui Larry că nu a mai văzut niciodată un CV ca al lui. El îi mulțumesc doar pentru a descoperi că nu era un compliment. Ei discută diferite lucruri despre CV-ul său, inclusiv despre invenția sa Sniper, care este o derivare a clăperului pentru lumină. Ea este pe punctul de a-l concedea când el îi explică cât de mult are nevoie de o slujbă. După o mică pauză, ea oftează și dă adresa muzeului de istorie naturală, spunându-i că toți cei pe care i-a trimis acolo au fost refuzați, dar că Larry ar putea avea noroc. Îl vedem apoi pe Larry mergând în muzeul de istorie naturală. Se duce la recepționer și întreabă despre un bărbat pe nume Cecil. Aceasta indică faptul că Cecil ar trebui să fie în biroul său și se prezintă ca fiind Rebecca. Ea îi arată lui Larry un pic prin cameră, înainte ca Dr. McPhee să-l întrerupă și să exclame că copiii ating exponatele. Rebecca își continuă munca în timp ce Larry se îndreaptă spre biroul lui Cecil pentru a-și încerca norocul. Intră în încăpere și în timp ce se așează în fața acelui bărbat, Cecil îi explică faptul că muzeul pierde bani și că îl vor concedea pe el și pe cei doi colegi ai săi, Gus și Reynald, și că sunt în căutarea unui nou paznic pentru a-i înlocui. Larry nu este sigur dacă ar trebui să accepte slujba, deoarece ei sunt paznici de noapte și nu-i place ideea de a sta treaz toată noaptea în muzeu. Apoi se gândește la fiul său și la celelalte necesități și în cele din urmă acceptă, iar Cecil îi spune să meargă să aștepte afară și îl va ajunge din urmă pentru a-i arata muzeul. După ce Harry pleacă, Reynald îl întreabă pe Cecil dacă crede că el este alesul, iar acesta îi răspunde că el este alesul. Cecil continuă apoi să-i arate camera de oramei și cu cultura maiașă, cultura romană și cultura occidentală. După ce Larry părăsește camera, nu-l găsește pe Cecil. Îl strigă de câteva ori pe nume și vedem o siluetă care îl urmărește. Îl bate pe umărul lui Larry, iar acesta țipă. Figura își dă jos masca pentru a-l descoperi pe Cecil, îmbrăcat în haine indiene. Cecil râde pentru că l-a speriat pe Larry, dar îi amintește să nu se joace cu nimic mai departe. El îi arată pe hanul Attila, capul de pe insula Paștelui și sala mamiferilor africane. Larry remarcă maimuța, iar Cecil îi spune că pe maimuță o cheamă Dexter. După ce părăsesc sala, intră în camera faraonului, iar Cecil îi arată lui Larry mormântul faraonului și tablița lui Akmenra, despre care dezvăluie că este din aur de 24 de carate. Larry este pe punctul de a începe prima sa zi de muncă, iar cei trei paznici sunt acolo pentru a-i da ceea ce are nevoie. Cecil îi dă cheile pentru a încuia porțile și lanterna. De asemenea, scoate un manual de instrucțiuni și îl dă lui Larry. Cecil îi spune să aprindă câteva lumini, deoarece devine puțin înfricoșător acolo. De asemenea, îi spune pe un ton foarte serios să nu lase nimic să intre sau să iasă de acolo. Larry este derulat de acest lucru, dar nu spune nimic și se întoarce la lucru. Rămâne treaz o vreme și apoi adorme. După un timp, se trezește căzând de pe scaun. Se ridică și se plimbă prin cameră pentru a constata că Tyrannosaurus Rex lipsește. Îl strigă pe Cecil, crezând că acesta îi face o altă farsă. Când aude ceva în capătul holului, aprinde lanterna și îl găsește pe dinozaur bând din fântâna cu apă. În stare de șoc, Larry scapă lanterna, iar dinozaurul aude acest lucru și se oprește din băut. El răcnește și aleargă spre Larry. Acesta încearcă să fugă și să se ascundă sub biroul din față. Îl sună pe Cecil, care îi spune să citească instrucțiunea
instrucțiunile și închide. Dinozaurul ridică biroul în gură și îl aruncă în cealaltă parte a camerei. Larry scoate manualul de instrucțiuni și citește prima instrucțiune, care spune să arunci osul. Larry este confuz până când un os mare de coastă cade în fața lui, iar Larry îl ridică și îl aruncă în cealaltă parte a camerei. Larry încearcă apoi să fugă afară, dar T-Rex-ul apare în fața lui, scapă osul și îl împinge spre Larry, sugerând că vrea să fie aruncat din nou. Larry își dă seama că dinozaurul vrea să se joace de adusul și aruncă din nou osul, dar de data aceasta coada T-Rex-ului îl lovește pe Larry și îl aruncă în scări. Larry fuge apoi din cameră și în timpul acesta trece pe lângă oamenii cavernelor, care încearcă să creeze foc. Se întâlnește cu capul de pe insula Paștelui, care strigă dum-dum, iar Larry trebuie să aducă gumă de mestecat. Capul îl avertizează pe Larry să fugă în timp ce apare Hanul Attila și îl urmărește pe Larry până în lift. Larry intră în camera în care este expusă Sakai Wea și o întreabă ce se întâmplă. Cu toate acestea, el se află în spatele geamului, așa că ea nu-l poate auzi. El cade pe spate, în timp ce un soldat din războiul civil îndreaptă o armă spre gâtul lui Larry și trage în alți soldați. Larry reușește să scape nevătămat și urcă cu liftul în sala mamiferilor africane. El citește următoarele instrucțiuni, care sunt să închidă leii sau aceștia îl vor mânca. El scapă manualul, iar acesta navighează în mijlocul selii, chiar în fața leilor. El aleargă după manual, fuge repede printre copaci și închide poarta în urma lui. El citește următoarele instrucțiuni, care constau în a-și verifica de două ori centura, pentru că maimuța probabil i-a furat cheile. După ce verifică, cheile îi lipsesc, se uită în sus și îl vede pe Dexter ținându-i cheile după ce încearcă să le recupereze. Maimuța îl mușcă de nas și face pipi pe el. Dexter fură apoi manualul de instrucțiuni și îl rupe în două, iar Larry furios se duce și se așează în camera de Oramei. Apoi vede mici războinici Maya, iar aceștia încep să tragă săgeți mici în mâna lui. Neavând de ales, el pleacă de acolo, apoi vede expoziția Western și se oprește în fața ei. Aude un zgomot sub el și se uită în jos pentru a vedea niște oameni mici care i-au legat picioarele. În acel moment îl vedem pe JDDA strigând la Cowboy să-l lege. Aceștia îi aruncă frânghii peste corp și îl țin pe șinele de tren. Shina este prea mică și doar capul lui Larry poate încăpea pe ea. Ei dezvăluie că s-au săturat să fie închiși în expoziție în fiecare noapte, iar JDDA dă ordinul de a porni trenul. Larry îl roagă pe JD să oprească trenul, dar acesta refuză. Trenul îl lovește pe Larry în cap, dar deraiază fără să facă prea multe pagube. Iar Larry, sătul, continuă să rupă frânghiile și pleacă. Vedem apoi o armată de mici soldați romani gata să-l atace pe Larry. Dar JD dezvăluie că liderul este Octavius, iar acesta le spune celor din armată să dezlănțuie iadul și încep să tragă cu bile de foc în Larry. Acesta fuge și este salvat de Teddy Roosevelt. JD țipă apoi la el, spunându-i că Teddy nu va fi mereu acolo pentru a-l proteja și pleacă pe calul său. Când se opresc în camera principală, Larry îl întreabă de ce totul este viu, iar Teddy îl duce în camera faraonului. Îl vedem pe faraon zbătându-se într-un sarcofag, iar Teddy strigă că nu va ieși de acolo. El arată spre tăbliță și spune lui Larry că tăblița este motivul pentru care totul prinde viața noaptea. El îi spune lui Larry că este treaba lui să se asigure că nimic nu este din muzeu, altfel se vor transforma în praf dacă soarele răsare în timp ce ei sunt afară. Teddy îl ajută pe Larry să-i adune pe toți, iar acesta este momentul în care el decide că nu va continua această slujbă. Teddy însă îi spune că nu este pe placul tuturor să facă acest lucru și adaugă că este un erou pentru că se află în muzeu noaptea. Este momentul în care soarele iese și totul revine la normal. Cecil și ceilalți apar, iar Larry este supărat. El îi întreabă de ce naiba nu i-au spus adevărul despre slujbă. Cecil spune că chiar dacă i-ar fi spus, nu i-ar fi crezut niciodată. Larry demisionează și iese din muzeu. Pe treptele muzeului, Larry îl întâlnește pe Nick în drum spre școală. Nick îi spune că îi place că Larry lucrează la muzeu, iar el îi promite că îi va face un tur cândva. Acum, Larry trebuie să se întoarce înăuntru și să-și recupereze slujba, dar McPhee îl cheamă pe acesta în camera de Oramei pentru a afla că o figură romană se află în palisadele din diorama culturii occidentale. Gândindu-se că Larry a făcut-o, Dr. McPhee îl avertizează să nu mai încerce așa ceva. Larry aleargă înapoi la Cecil și îl întreabă dacă mai are vreun manual de instrucțiuni de când Dexter l-a făcut praf pe al lui. Cecil nu are un alt exemplar, dar îl sfătuiește pe Larry să citească despre istorie, că l-ar putea ajuta. Larry o vede pe Rebecca dând un tur unor copii și decide să li se alăture. Râde, iar Rebecca spune că maimuța este cunoscută pentru natura ei generoasă și
și iubitoare. El o cheamă deoparte pentru a o întreba dacă Sakaweya era surdă, deoarece nu a putut să o audă cu o seară înainte. Rebecca este deranjată de întreruperile sale și o întreabă de ce îi urmărește. Larry spune că are doar câteva întrebări și o face pe Rebecca să accepte să se întâlnească mai târziu la o cafea pentru a discuta despre istorie. Rebecca îi dezvăluie că lucrează la o disertație despre Sakaweya și că o admiră foarte mult. Larry se duce la bibliotecă și încearcă să citească despre lucrurile din muzeu. Mai târziu, Larry este pe cale să se pregătească pentru tura sa, când Cecil și ceilalți agenți de pază intră pentru a-i ura noroc și pentru a-și lua rămas bun, deoarece aceasta este ultima lor zi de muncă. Cecil îl roagă pe Larry să-i însoțească la ieșire, dar Reynald rămâne în urmă. Cecil spune că asta se datorează faptului că acesta este foarte emotiv, în timp ce Reynald zăbovește, face o matriță de lut cu cheia lui Larry. Larry pleacă să-și înceapă tura, iar acesta începe prin a smulge unul dintre oasele costale ale T-Rex-ului și îl atașează la o mașină telecomandată pentru a-l distra pe T-Rex în timp ce îl urmărește. Se duce la omul cavernelor care încă mai caută modalități de a crea foc și le aruncă o brichetă. Se duce la capul din insula Paștelui și dă guma de mestecat pe care a cerut-o ieri. Intră în camera de oramei, își pune o mănușă pentru a se proteja de săgețile Maya care aruncă în timp ce închide geamul de oramei lor. Se mută să închidă geamul de oramei culturii romane când îi vede pe aceștia dărâmând zidul pentru a se extinde. Se mută la camera culturii occidentale pentru a vedea că JD dă ordinul de a arunca muntele în aer cu dinamită. Larry le spune să nu o facă, deoarece va lovi doar un zid, dar JD le spune să o detoneze oricum, dar nu rezultă decât un mic nor de fum. Larry îi întreabă ce fac, iar JD îi răspunde spunând că lucrează la manifestul destinului. Larry este sătul, îi prinde pe Octavius și JD și le spune că le va lăsa ambele culturi să umble libere dacă promit să se comporte cum trebuie. Amândoi promit, iar Larry iese din cameră. El se îndreaptă apoi spre sala mamiferelor africane și spune lui Dexter să intre înăuntru. Maimuța intră în cameră, iar Larry încuie ușa. Dexter crede că a furat cheile și arată un set de chei pentru copii. Larry încuie poarta triumfător crezând că a fost mai esteț decât Dexter. Își continuă rondul și îl găsește pe Teddy uitându-se din nou la Sakaweya. Larry îl sfătuiește pe Teddy să se ducă să o salute. Larry pleacă iar Teddy se apropie de geam și este pe punctul de a o saluta, dar se îndepărtează prea timid. Se pare că Dexter a furat în cele din urmă cheile și el este cel care le-a dat drumul tuturor. Este din nou haos, iar Larry decide să renunțe. Când e pe cale să iasă, statuia îi indică să se ducă să se uite pe fereastră, iar când o face, vede un om al cavernelor afară, în timp ce soarele răsare. În acea zi, șeful se duce să-l certe pe Larry, dar fiul său Nick, care a venit la muzeu, vede acest lucru și pleacă foarte supărat. Larry se duce la el și îi spune că nu a fost concediat și îi propune să vină cu el cât timp este la serviciu în acea seară. Nick ajunge la muzeu, iar Larry îl așează pe Nick la recepție și spune că dinozaurul este pe cale să prindă viață. Este momentul în care de obicei lucrurile se animă, dar nimic nu prinde viață. Nick este supărat și crede că tatăl său îl minte. Larry îl duce în camera faraonului și descoperă că tableta lipsește. Larry aleargă acolo unde ar trebui să fie tableta și se întoarce pentru a vedea că Nick a dispărut. Aleargă și îl vede pe Nick coborând scările pentru a pleca. Apoi văd umbra cuiva afară. Ei se apucă să investigheze. Nick găsește un cărucior de cumpărături în care se află tableta și o scoate. Cecil și ceilalți agenți de securitate ies din întuneric și îi spun lui Nick să le dea tableta. Larry spune lui Nick să întoarcă pătratul din mijloc de pe tabletă, ceea ce va face ca totul să prindă viață. Nick este nedumerit pe cine să creadă. Întoarce în cele din urmă piesa din mijloc. Cei trei paznici se pregătesc să lupte. Larry spune lui Nick să ia tableta și să fugă. Gaz începe să alerge după el, dar Larry îl oprește și este trântit la podea. Aceasta se ridică, iar Gaz îl lovește de două ori. Cecil îl lovește din nou la podea și explică cât de mult le plăcea să lucreze acolo. Ei au explicat că și tableta le-a dat o nouă viață. Când au aflat că urmau să fie concediați, trebuiau să facă ceva. Ei au dezvăluit că au plantat marfa în biroul lui pentru a inscena asta. Cecil ia apoi tableta și îl închide pe Nick și Larry în camera egipteană. Larry eliberează mumia lui Akhmenra din sarcofagul său, iar faraonul îl ajută pe acesta și Nick
să scape. După ce îi găsesc pe ceilalți exponenți luptându-se între ei, Larry îi convinge să se unească pentru a-i prinde pe gardieni și a recupera tableta. Gus și Reynolds sunt capturați în timp ce Cecil scapă, iar Teddy o împinge pe Sakaway din calea lui Cecil și este tăiat în două. Larry îl urmărește pe Cecil în parcul central, îl oprește și recuperează tableta, iar Teddy se leagă în cele din urmă de Sakaway, în timp ce aceasta îl repară. Rebecca vede exponatul care se întoarce la muzeu și își dă seama de adevăr, iar Larry o prezintă lui Sakaway. A doua zi, McPhill concedează pe Larry, după ce la știri se relatează evenimentele ciudate din timpul nopții, cum ar fi faptul că neandertalienii au lăsat picturi rupestre în stația de metrou muzeului și urme de dinozaur în parcul central. Dar publicitatea sporește frecventarea muzeului, iar Larry este reangajat și sărbătorește în acea noapte cu Nick și cu exponatele. În generic vedem că Cecil, Gus și Reynold sunt obligați să lucreze ca îngrijitori la muzeu, ca pedeapsă pentru crimele lor și cu asta filmul se încheie. Iar tu nu uita să dai like și să te abonezi, iar eu merg spre următorul film. Pe curând!